Vom avea câteva zile cu temperaturi ridicate, iar în zona noastră aceste temperaturi vor urca până la 22-24 de grade, spun reprezentanții Agenției Naționale de Meteorologie. La începutul acestei săptămâni, dacă este să ne referim la aspectul termic, valorile termice, atât cele diurne cât și cele nocturne, s-au situat în mare parte din țară în apropierea normelor specifice perioadei și doar în partea de est și de sud au fost sau situat peste aceste valori. În zilele următoare, vremea va avea tendința de încălzire, astfel încât joi și vineri ne așteptăm în partea de sud și de est a teritoriului chiar și la maxime de 22-24 de grade. Spre sfârșitul săptămânii, ploile își fac din nou apariția, iar la munte este posibil să ningă. Meteorologii spun că ploile vor fi însoțite și de vânt. Pe parcursul zilei de joi, pentru că vorbim de o zi mai bună în ceea ce privește precipitațiile, acestea se vor semnala în extremitatea nordică a teritoriului, urmând ca vineri din nou precipitațiile să se extindă ca arie. Vor fi ploi, posibil chiar însemnate cantitativ, iar în zonele în care temperatura aerului va urca destul de mult, sunt de așteptat și averse și descărcări electrice, posibil chiar și unele intensificări ale vântului. În zona montană, la altitudini mai mari, de peste 1700 de metri, mai ales pe parcursul nopților, sunt de așteptat precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Tot în zona montană, mai ales pe creste, vor fi și intensificări ale vântului. De săptămâna viitoare, temperaturile nu vor depăși 18 grade Celsius în timpul zilei.